Dumnezeu,
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Pentru ce te zbați în patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când El te caută prin lume suspină. Să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când El te caută prin lume suspină. De ce fugi de jertfa crucii tot mereu? Că ea ne-a spălat păcatul cel mai greu. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. De ce râzi de rugăciune și de post, de biserica cu slujbele cu rost? Tu nu știi de rugăciune și amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit Satana cel sminutit. Tu nu știi de rugăciune și amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit Satana cel sminutit. Azi biserica te cheamă cu al său glas, ca să vii la rugăciune în orice ceas și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi vini de sus și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vini de sus și toți cântă cu preoții într-un cor. Nevăzuți de ochii noștri ai tuturor, numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese
Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe pământ. Credința cea ortodoxă a lui Iisus, cu șapte taine curate, cum le-a spus. Cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Și măicuța lui cea sfântă-l va păzi cu puterea Sfintei Cruci-l va umbri de satana cel smintit ce pe i-a amăgit ca un host și îi trage în rătăcile mai pe toți. De satana cel smintit ce pe creștini i-a amăgit ca un host și îi trage în rătăcile mai pe toți. Prorocia mincinoasă s-a înmulțit și satana multe sate a dobândit, formând secte amăgitoare de suflete pierzătoare pe pământ. Fulind preoția și lucrul cel sfânt, formând sectia măgitoare de suflete pierzătoare pe pământ. Fulind preoția și lucrul cel sfânt, să nu te lași amăgite, iubitul meu, de satana cel smintit, dușmanul tău. Vino-n biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Vino-n biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Biserica cea sfințită să n-o uiți, că izvor de viață de Sfinți Părinți, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământ. În ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământ. Pământul cu ale sale-i trecător, iar tu, omule, în lume călător. Azi ești tânăr,
și în putere, frumusețe, bani, avere, dobne de. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Azi ești tânăr și în putere, frumusețe, bani, avere, dobne de. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Toate se vor schimba ca și cum n-au fost. Se va schimba pe vecii al vieții rost. Fiecare își va lua plata după cum îi va fi fapta. Dragul meu, peste toate împărății va Dumnezeu. Fiecare își va lua plata după cum îi va fi fapta. Dragul meu, peste toate împărății va Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemie sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricâte ar fi să vină în viitor, ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica e mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire
s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sinaxar. Astăzi, 9 aprilie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea Sfântului Mucenic Eupsihie, cel din Cezarea. Acest sfânt era din Capadocia și, având viață curată fără prihană, și-a luat femeie după lege, înfierbântându-se de dumnezeiască râvnă și luând cu dânsul pe mai mulți creștini, a sfârmat din temelie capiștea idolească ce se cheamă a norocului, la care cu totul se dăduse Iulian Paravatul, aducând în toate zilele jertfe. Și dacă s-a vădit lucrul, fără de zăbavă, a poruncit a izgoni pe toți creștinii și a fi dați la multe feluri de chinuri, iar mucenicului Eupsihie, întrucât era vinovat de o faptă ca aceasta, să-i se taie capul și așa s-a luat sfârșitul vieții sale. Tot într-o această zi, pomenirea preacuviosului Vadim Arhimandritul și a celor 7 ucenici ai lui, tot într-o această zi, pomenirea sfinților mucenici, cei ce s-au săvârșit în robie în Persida. Sapor, împăratul persan, pe la anul al 53-lea al împărăției sale, venind asupra împăratului romanilor, a stăpânit cetatea numită Vizada. Omorând pe ostașii de acolo și pe cei ce puteau purta arme, pe cealaltă nerăzboinică gloată împreună cu bătrânii, copiii și femeile, pe episcopul Iliodor și pe Disa și pe Maniav, prezbiterii, și pe toți cei ai clerului i-a lăsat în pace. Când fu aproape de sfârșit, episcopul Iliodor a hirotonit în locul său pe prezbiterul Disa și, înălțându-se de către cei bisericești obișnuita doxologie, mai marele vrăjitor, Adelfor, a înștiințat pe sapor că creștinii lăsați în pace de el, înaintând pe Disa, hulesc asupra împăratului și asupra credinței lui. Atunci, din porunca împăratului, au fost aduși 300 de bărbați și, neplecându-se a aduce cinste soarelui și focului, li s-au tăiat capetele, din care 25 de iubitori de viață, spre pierzarea lor, s-au alipit de împăratul și au alergat la el, plecându-se lui. Însă unul cu numele Avdiisus, neprimind rană de moarte, nu a murit împreună cu ceilalți, care în urmă bărbătește propovăduind cuvântul lui Dumnezeu, un oarecare păgân năvălind asupra-i l-a omorât cu sabia și a primit tăierea cu plăcere, căci se necăja și suspina, rămânând singur cu cei împreună mucenici. Tot într-o această zi și pomenirea Sfântului Avdiisus, care prin sabie s-a săvârșit, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
cele 10 porunci, Decalogul 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini în lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.